Deci scuza că nu avem timp să facem exerciții, să ieșim în parc la un exercițiu sau afară, în fața blocului, este o minciună, o minciună personală. Ne mințim pe noi înșine. Antrenamentul meu de astăzi a fost exact 15 minute. Deci în 15 minute m-am rupt. Foarte simplu. Oricine poate să dedice 15 minute pentru un antrenament. Nu contează intensitatea, nu trebuie să fie la intensitate așa maximă. Bineînțeles, eu sunt antrenat. Dar dacă începi, încep cu 15 minute mai lejere. De ce nu? Ultima zi la muncă, yeah! Ciao, sunt Mihnea, român din Beijing. Astăzi este miercuri și este ultima noastră zi în care trebuie să venim la școală. Mâine, joi, vineri vom lucra de acasă, iar de sâmbătă, vineri după masa, practic, sunt în vacanță până la sfârșitul lui februarie. Iar astăzi este o zi plăcută. Ieri a bătut vântul foarte, foarte tare. Se vede, azi nu bate vântul deloc. Sunt 4 grade. Nu este nimeni pe teren, deci chiar nimeni nu-i pe teren. Este ora 3:30. Și fac un antrenament astăzi. Ultimul antrenament aici la bară. Nu mă mai întorc în campus decât după vacanță. Deci am zis că hai să mă antrenez. Care este planul de vacanță? Planul este cam simplu. Învăț, citesc, fac pictură, caligrafie, cânt la Gucin și mă voi antrena de zor acasă. Deci cam astea vor fi vlogurile următoare. Bară, tracțiuni, flotări. Și cred că fac niște burpees today, dar să văd mai întâi cum merge treaba. Ieri am făcut un antrenament destul de greu cu prietenul meu în sala de sport. Să văd cum mă simt astăzi. Încep! Deci, am decis, astăzi fac 10 tracțiuni, 15 flotări,
20 de jumping jacks. Am decis să nu fac burpees, că fac flotări. Și 30 de sărituri cu genunchiul ridicat. Acesta va fi de 5 ori cu 1 minut între. Deci practic în 10, în 15-20 de minute am terminat antrenamentul. Ba nu, cred că mă odihnesc aici în 2 minute între seturi, pentru că genunchii ăștia îți taie din răsuflare. Bun, un vlog scurt pe ziua de astăzi. Hai să stăm cât mai sănătoși și cât mai activi cu toții. Trebuie să stau în mișcare, pentru că 4 grade nu e cald. O mică corecție, pentru că nu fac doar 1 minut, 1 minut jumate pauză între seturi, deci un set are 4 exerciții. La tracțiuni n-am mai reușit 10. Setul 4 a fost 8, 7, 6, 6. De 10, 8, 7, 6, 6. Și după aia restul de 15 flotări, 20 de burpees, 30 de genunchi ridicați. Uf! Foarte bun antrenamentul. Rapid, eficient. Mă dor mușchii ca naiba. Bun, ciao, Mihnea, mă român din Beijing.